Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș a demarat campanie de informare a fermierilor privind depunerea cererii unice de plată în anul 2020. Aceasta se derulează sub sloganul APIA din nou la drum alături de fermierii români. Țara noastră, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene prin aplicarea schemelor de plăți sau a măsurilor de sprijin și ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli. Este vorba despre schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri și schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic. De asemenea, este vorba despre măsurile compensatorii de dezvoltare rurală, măsura 10, agromediu și climă, măsura 11, agricultură ecologică, măsura 13, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, dar și despre ajutoarele naționale tranzitorii care se acordă în sectorul vegetal și zootehnic. Cererile unice de plată se depun la centrele județene și la cele locale în perioada 2 martie 15 mai. Fermierii vor depune la APIA o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. În Campania 2020 completarea declarației de suprafață se realizează electronic folosind aplicația IPA online adresa de pe ecran.